Cu sufletele întristate și cu foarte mare durere, anunțăm trecerea în veșnicie al celui care a păstorit Biserica Baptistă Sfânta Treime din Megidia între anii 1996-2000. Fratele Nelu Vătavu a fost cel care, împreună cu un grup de credincioși, a plantat biserica din Megidia. Tot dânsul a plantat și Biserica Baptistă din Cernavodă. A fost un slujitor harnic, devotat lucrării lui Dumnezeu în Dobrogea. Rămâne în urma lui sora Nela, soția dânsului, și cele trei fete pe care împreună le-au crescut frumos. Dumnezeu să mângâie sufletele devastate de această plecare rapidă al fratelui nostru. Ne vom aminti cu mare drag de dânsul și suntem siguri că ne vom revedea în locul pregătit de Hristos pentru fratele Nelu, dar și pentru noi, frații și surorile lui în Domnul. La revedere, frate Nelu!